Siropul de arțar reprezintă un produs obținut din țeva unei specii specifice de arțar canadian, colectată în perioada primăverii și apoi supusă procesului de prelucrare. Considerată a fi o alternativă sănătoasă la zahărul rafinat obișnuit, aceasta se bucură de avantajele conținutului său bogat în antioxidanți, chiar dacă menține o concentrație semnificativă de zaharoză. Deși furnizează cantități mai reduse de minerale în comparație cu alte surse alimentare, siropul de arțar conține suficient calciu, potasiu, fier și zinc. Aprecierea beneficiilor sale depinde de variabile precum momentul colectării sevei de arțar și calitatea procesului de producție, fiind preferate siropurile închise la culoare. Compușii din siropul de arțar nu doar că au proprietăți de prevenire a cancerului, dar contribuie și la descompunerea carbohidraților în organism. În același timp, susțin sănătatea inimii și întăresc sistemul imunitar. Datorită conținutului ridicat de antioxidanți, acesta are capacitatea de a reduce inflamația, fiind util în tratarea artritei și prevenirea bolilor de inimă. Proprietățile antiinflamatorii ale siropului de arțar nu se limitează doar la consum, ci au și un efect benefic asupra pielii, oferind hidratare în cazul pielii uscate. Conform specialiștilor, acesta poate contribui la reducerea riscului de afecțiuni neurologice, inclusiv boala Alzheimer. Insulina prezentă în siropul de arțar acționează ca un probiotic, echilibrând bacteriile benefice din intestin și prevenind tulburările digestive precum indigestia, constipația și diareea. Chiar dacă indicele glicemic al siropului de arțar este inferior celui al zahărului alb, se recomandă un consum moderat, întrucât acesta conține totuși o cantitate semnificativă de zahăr, cu potențial impact asupra sănătății. De asemenea, poate duce la tulburări digestive, cum ar fi indigestia, flatulența sau diareea. Persoanele cu alergii la arțar pot experimenta reacții alergice, iar cele cu afecțiuni renale ar trebui să fie atente, deoarece acest sirop conține potasiu, iar un aport excesiv le poate afecta negativ rinichii.